Raja muncește după programul normal în perioada 1-3 mai, sute de abonați au ca misiune principală producția, distribuția, calitatea apei și epurarea acesteia. Dispeceratul echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură buna desfășurare a procesului de alimentare cu apă și preluarea apelor uzate, sunt la datorie 24 de ore din 24. Apelurile către telefoanele dispeceratului 0241 924 sunt preluate non-stop, iar angajații vor acționa cu promptitudine pentru ca toate avariile apărute să fie remediate în cel mai scurt timp. Singurul serviciu care și-a modificat programul de lucru în această perioadă este cel al casierilor Raja. Abonații nu își vor putea plăti facturile în perioada 1-3 mai. Toate caseriile vor fi închise. Acestea se vor redeschide pe 4 mai și își vor relua programul normal de lucru.